La mijlocul lunii viitoare, Giurgiu va primi cadou un festival de film numai al său. Gândit ca un proiect de sine stătător al Animest, brandul din spatele singurului festival din România dedicat în exclusivitate filmului de animație, acesta speră să intre rapid în inimile giurgiuvenilor. Organizatorii festivalului au susținut joi o conferință de presă în care au prezentat formatul, dar și așteptările de la public, explicând totodată de ce au ales Giurgiu pentru acest maraton cinematografic. Încercăm să facem anul ăsta o primă ediție a unui festival de film pentru adolescenți și tineri, copii și adolescenți, dedicată acestui oraș. Pentru că toți suntem din Giurgiu, toți vrem să ne implicăm cumva în locul unde am crescut, am făcut liceu, am făcut școală. Și, din păcate, nici până acum orașul Giurgiu nu are un cinematograf. Mă bucur că, în primul rând, ne-am întâlnit și că împărtășim cel puțin două pasiuni comune, una legată de filme, de cinema, de cinema de artă, asta e important de subliniat, și aici e o discuție, cred, să subliniem de ce avem nevoie de filme de artă, nu doar de filme comerciale. Entuziasmați de numărul mare de giurgiuveni care au participat anul trecut la festivalul Animest și de succesul de care acesta s-a bucurat în municipiul nostru, organizatorii s-au gândit să pluseze cu un eveniment conceput special pentru Giurgiu. Astfel a prins contur festivalul de film Play, dedicat în special tinerilor și artiștilor giurgiuveni. Acesta va avea loc în perioada 13-15 septembrie și, pe lângă proiecțiile de filme premiate la diferite festivaluri, vor avea loc ateliere de lucru și întâlniri cu regizori și artiști. Managerul teatrului Tudor Vianu, partener al Animest, Ana Sivu Daponte, a explicat că a acceptat fără să stea pe gânduri atunci când i s-a propus această colaborare. Eu sunt mamă de două fete, cum și dumneavoastră sunteți părinți și ați observat pe proprie piele cât e de, să zic așa, câtă nevoie este de tot felul de evenimente care se adresează copiilor noștri, indiferent de vârstă, pentru că, de ce să nu recunoaștem, scârție puțin la acest capitol. Majoritatea activităților vor avea loc în aer liber, filmele urmând să fie vizionate gratuit pe ecranul instalat în fața Teatrului Tudor Vianu, însă vor fi și activități în sălile instituției de cultură, contra cost. Eu l-am întrebat pe Mitrică, zic, dar tu de ce vrei să dăm și în sală? De ce să nu-l facem ca anul trecut doar afară? Și mi-a spus o chestie care pe mine m-a emoționat, așa. Vreau să educ publicul din Giurgiu să dea un leu pe bilet să vină la teatru și la film, și la să învățăm că este un că muncesc niște oameni pentru asta. În cadrul unor ateliere, copiii, supervizați de un specialist în domeniu, vor putea lucra împreună la un film de animație. Se va lucra în două serii, numărul de locuri fiind limitat. De asemenea, se va percepe o taxă de 50 de lei. În această perioadă, organizatorii se află în căutare de voluntari, dar și de artiști, parteneri și sponsori, urmând ca în câteva zile să fie prezentat și programul complet al festivalului. Principalul finanțator al festivalului de film Play de la Giurgiu este Centrul Național al Cinematografiei.